Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 32 ediție analizelor economice, un proiect comun Indes Viitor, își privesc eu. Toate celelalte ediții precedente le puteți urmări pe pagina privesc eu, pagina Indes Viitor sau pe pagina mea ionita.md, în colțul de dreapta sau jos, depinde de cum deschideți pagina, la calculator sau la telefon mobil, vedeți rubrica analize economice, acolo sunt toate celelalte 31 de ediții precedente, inclusiv și aceasta va fi în câteva zile. Astăzi vreau să discut un subiect care nici sub o formă n-a fost discutat. De regulă noi ne axăm pe lucruri mari, exporturi, importuri, subiecte de nivel național legat de piața bancară, creditară, dar astăzi vreau să mă întorc la un subiect mai aproape de pământ, mai aproape de fiecare de noi, un subiect care este la nivel local, însă ne afectează absolut fiecare în parte, și anume serviciul de apă și canalizare din Republica Moldova. Nu voi vorbi foarte multe lucruri, nu voi spune foarte multe aspecte, deoarece această temă este extrem de complexă și sper că cu timpul vom dezvolta acest subiect multilateral, inclusiv pe pierderi, calitatea apei și multe alte lucruri. Astăzi vreau să mă opresc la o provocare care stă în fața noastră și nu este primul an, a doilea an, dar deja de 30 de ani, lucru la care noi încă n-am răspuns. Și această nedorință, ca struțul ne-am pus capul în nisip, și nedorința de a rezolva această problemă, ea nu se rezolvă de la sine. Dar înainte de a trece propriu zis la ceea ce vreau să spun și la concluzia de bază la care vreau să ajungem, și încă o dată repet, îmi doresc foarte mult ca această ediție a analizelor economice cu apa și canalizarea din localitățile Republicii Moldova să fie una din primele și multele care vom avea, cred că în viitor vom discuta despre sistemul de salubrizare care la noi lasă de dorit, în special la localitățile rurale. Noi tradițional credem că râpa este cea mai bună soluție. Dar astăzi haideți să ne oprim la apă. În primul rând, patru cifre. Sistemul centralizat de aprovizionare cu apă în Republica Moldova se vede cam în felul următor. În oraș, 96% din populația orașelor are acces la apă centralizată, în sate acest nivel este 79%. Aici stăm lucrurile cât de cât bine. Chiar că, îmi cer scuze, în sate este 55%. Aici parcă asta cât de cât bine, cu condiția că în sate oameni, din păcate, jumătate din populația rurală, bea apă fără ca noi să știm ce se întâmplă cu ea, care este calitatea ei. La capitolul canalizației, situația este pur și simplu dezastroasă. În oraș, 79% din populație are acces la serviciul de canalizare centralizat, iar în sate acest nivel este, fiți atenți, 2,8%. Lucrul acesta cred că arată gradul nostru de civilizare și dacă doriți puteți să vă uitați pe Biroul Național de Statistică câte gospodării din sate au în casă sistem de sanitar care include baie, baie și inclusiv deci toate aceste utilități. Veți vedea că lucrurile noi sunt destul de proaste. Dar a doua provocare care este tot în Republica Moldova și de fapt asta ține și de toate orașele este pierderile de apă care sunt pur și simplu catastrofale. Aici fără să vreau mi-aduc aminte de istoria cum s-a votat legea de aprovizionare cu apă în Republica Moldova, care a văzut lumina tiparului exact înainte de anul nou, în 2013. Vreau să vă spun aici că o persoană direct implicată atunci la acel proiect, la acel proces, legea aceasta era blocată în Parlament și deputații nu doreau să voteze, cred că numai puțin de 2 ani de zile. Motivul de bază era în felul următor, că dacă votăm această lege, vor crește tarifele la apă și oamenii se vor nemulțumi. De fapt, era strategia struțului nisip. Noi mențineam tarife la apă, nu vorbesc de Chișinău, de toată Republica Moldova, într-un mod artificial. Noi aveam localități unde pierderi de la apă erau 70-80%, deci din 5 litri de apă numai unul ajungea la consumator. Toate primăriile, pur și simplu, erau într-o stare inimaginabilă. Toți doreau să obțină finanțare pentru a revitaliza sistemul lor de aprovizionare cu apă. Nu era posibil din simplu motiv că nu era o garanție a tarifelor. De câteva ori când am încercat să trec această lege în Parlament, absolut era opunere din partea deputaților și atunci am recurs la o metodă care mai puțin tradițională. Am adus în Parlament primari de la toate partidele care existau atunci, din opoziție, de la guvernare, mai albe, mai roșii, toate care vă imaginați dumneavoastră, și atunci toți primarii au spus deputaților, stimați deputați, dacă voi nu votați această lege, dacă nu ne permiteți nouă ca să putem să creăm un sistem normal de apă, noi pur și simplu nu vom putea livra apă
capăt cetățenilor noștri. Dorința voastră absurdă de grijă aceasta a logic față de cetățeni, de fapt se materializează în aceea că cetățenii Republicii Moldova nu au apă, pur și simplu nu au apă, iar pierderile din rețea sunt atât de mari că noi pur și simplu nu mai avem capacitatea să menținem aceste rețele. Legea a fost votată într-o careva formă să îmbunătățesc sistemul de plată pentru apă, însă lucrurile mai departe rămân destul de incerte și voi explica astăzi în mare măsură din ce cauza acest lucru se întâmplă. Iar rezultatul este, pentru cei din sate, în general nu au servicii de canalizare, pierderile de apă nu este doar o problemă în Republica Moldova. Dacă vă uitați studiile de specialitate, veți vedea că și în Uniunea Europeană pierderile de apă sunt foarte mari, 20%, unde state ajunge chiar și 50%. La noi, Republica Moldova, nu este absolut, pentru nimeni nu este ceva deosebit că avem pierderi de apă de 30%, 40%, chiar dacă ANRE-ul aprobă niște pierderi de apă cu mult mai mici, din păcate, în realitate, pierderile sunt foarte mari. Din ce cauză? Sistemul învechit, capacitate, de fapt lipsă de capacitate a companiei, nu că nu dorește, din cauza lipsei de bani, nu pot la vreme să monitorizeze sistemul și de rezultat avem ceea ce avem. În Chișinău, la toate problemele care le avem, este mirosul insuportabil. Deci acest miros insuportabil care este în Chișinău, de fapt are o origine foarte simplă. Subfinanțarea sistemului de canalizare sau de epurare a apelor. Deci dacă nu dai bani, miroase. Asta e foarte simplu, foarte clar și noi lucrul acesta putem să discutăm în fiecare zi că primul primar a fost rău, al doilea primar a fost rău, al treilea primar a fost rău și următorii 30 de primari nu putem spune că vor fi răi, dar situația este una foarte simplă. Sistemul de aprovizionare cu apă necesită investiții, iar ele, din păcate, nu se fac. Încă o dată, repede, din simplu motiv că noi credem că dacă am băgat capul în nisip castruțul, atunci lucrurile se vor rezolva la ține. Nu se rezolvă. Dar înainte de a trece, de ce am luat totuși Chișinăul ca bază? În opinia mea și întotdeauna am spus acest lucru, eu consider că Chișinăul trebuie să fie un campion al schimbărilor. Deci lucrurile care trebuie să se întâmple întreaga țară, aici în Chișinău se pot întâmpla cu mult mai ușor, capacitatea de mobilizare a bugetului municipal, autorităților municipale, cât și a populației, precum și tariful plătit, și acum ați vedea din ce cauză, ne permite să implementăm anumite reforme și anumite lucruri bune, astfel încât că apoi ele să fie transpuse la nivel de național, plus mai este și această tendință de a conecta sau așa un proiect mai puțin discutat, dar trebuie să o spunem cum este, deci crearea așa numitul lanț aglomerație urbană care presupune municipiul Chișinău și orașele centrele regionale din jurul municipiului Chișinău, care dacă vor fi conectate la un sistem unic de centralizat de apă, pur și simplu costurile vor scădea și în felul acesta calitatea serviciilor va crește fără ca cetățeanul simt foarte mult. Dar până atunci haideți să vedem care sunt prețurile la apă care sunt plătite în prezent de cât cetățenii Republicii Moldova. Eu am ales doar datele care sunt oficiale pe pagina ANRE-ului, plus pentru anumite municipalități, pentru anumite primării unde nu sunt datele, le-am căutat în mod individual. Anumite cifre pot fi cu anumită abatere, din simplu motiv că m-am străduit să iau cele mai actuale cifre posibile disponibile pe spațiu public, dar este în felul următor. Cele mai scumpe de trei localități care au apă este Telenești, Sporeni și Basarabeasca, unde prețul unui metru cub de apă care include apa și canalizare se ridică de la 35 până la 36 de lei. Cel mai ieftin sunt trei municipii, anume Chișinău, Bălți și Cahul, unde prețul apă la Chișinău este cel mai jos din Republică, 10,69 lei, apoi urmează Bălți cu aproape 15 lei și Cahul cu aproape 20 de lei. Urmează iarăși practic următoarele municipii și de fapt este clar, cu cât este mai mare localitatea, cu cât este mai dezvoltat sistemul de aprovizionare cu apă, cu cât este mai mare număr de consumatori la acest sistem, cu atât prețurile sunt mai mici. Anume din acest motiv se dorește crearea acestui aglomerație urbană în jurul municipiului Chișinău, ca apa, spre exemplu, dacă ne uităm la Strășeni, în prezent apa este de peste 25 de lei, apă plus canalizarea, în cazul creierii acestei aglomerații urbane, prețul la apă în Strășeni cu certitudine va scădea, ca și la Călăraș, care tot este, dacă vă uitați atent, la un preț foarte ridicat. Dar haideți să ne întoarcem la Chișinău. În Chișinău, de fapt, situația a fost în felul următor. Apa, dacă ne uităm atent tariful la apă, din 97 până în prezent, a crescut destul de, să zicem așa, neuniform. Deci până în anul 2006 noi, practic, am avut o lipsă de creștere a tarifului, apoi pentru cetățeni a fost câteva șocuri unul după alta și tariful la apă în municipiul sau Chișinău timp de 3 ani de zile a crescut de peste 3 ori. Cred că a fost cea mai mare povară, dar, de fapt, a fost costurile plătite de cetățeni
din lipsa de decizii politice care nu s-au luat ani de zile. Apoi a fost o stabilitate pe perioadă destul de lungă și doar în 2017 avem iarăși o majorare nesemnificativă a tarifului. Practic, timp de 12 ani de zile sau 13 ani de zile în Republica Moldova, în municipiul Chișinău, avem același tarif la apă. Prețul apă, de fapt, este un indicator important, dar mie întotdeauna îmi place să utilizez o altă noțiune care se numește accesibilitatea unui serviciu. Sau, în ce măsură un serviciu este accesibil pentru populație? Cum calculăm această accesibilitate? Foarte simplu. Deci, pe mine nu m-a interesat atât de mult care este prețul la un serviciu, cu toate că acesta este extrem de important, cât mă interesează cât își poate permite un cetățean al Republicii Moldova ca să cumpere acest serviciu. În cazul dat, un salariu mediu din municipiul Chișinău, să nu uităm că salariul mediu în municipiul Chișinău este aproximativ cu 20% mai mare decât în restul Republicii, cât își poate permite un salariat ca să procure acest serviciu și, doi, în cazul dat extrem de important, cât își poate permite cel mai vulnerabil grup social să procure acest serviciu. Din ce cauză? Să nu uităm că în municipiul Chișinău este un număr foarte mare de populație în vârstă, iar pentru ei salariul nu este relevant, deci este necesar să ne uităm în pensia lui cât îi permite ca să cumpere acest serviciu. Dacă ne uităm atent, în graficul de mai departe, accesibilitatea serviciului de apă, în linia de sus, evident, este populația care lucrează și cât apă își pot permite ei să procure un salariu mediu, iar jos sunt pensionarii care iarăși au pensie și cât își pot permite ei o pensie medie ca să procure apă. Dacă nu uităm atent în prezent, într-adevăr, datorită faptului că prețul la apă practic timp de 13 ani a rămas neschimbat, din 2008 a rămas neschimbat, iar salariul în această perioadă a crescut constant, noi avem că prețul în prezent, un cetățean care lucrează poate să procure 860 de metri cubi de apă, este un record absolut sau este de aproape 3 ori mai mult decât acum 10 ani în urmă. Cât privește pensionarele, situația este mai proastă. Deci pensionarul poate procura doar 207 metri cubi de apă și aici vreau să spun un element important. Din simplu motiv că pensia crește cu mult mai încet decât salariul, din păcate accesibilitatea apei pentru pensionare va fi din ce în ce mai proastă. Aceasta înseamnă că autoritățile, în cazul dat municipale, cel mai bine ar fi ca să ofere anumite programe de sprijin sau să ofere anumite facilități anumite pensionarilor. Pentru restul populației lucrurile este cât de cât clar. Dar să ne întoarcem la canalizare. Din ce cauză vreau să mă întorc la acest aspect? Deoarece, în opinia mea, în municipiul Chișinău și în restul țării, cea mai mare problemă este nu atât aprovizionarea cu apă, care rămâne o problemă. Pierderile de apă sunt pur și simplu enorme și noi avem nevoie să facem investiții pentru a readuce aceste pierderi, să le aducem cel puțin la nivelul medii europene, sub 20%, în condițiile noastre sunt de peste 30% pierderi de apă în municipiul Chișinău și ele, aceste pierderi, nu țin atât de întreprinderi, cât de faptul că noi nu finanțăm acest sector. S-a contractat credite, doar aceste credite, dacă ziariștii care mă ascultă vor încerca să iau un interviu de la conducătorii apei canal să vă povestească care este toată această dramă, istorie și epopie cu creditarea municipiului Chișinău cu aprovizionare cu apă, cum din cauza că autoritățile nu și-au făcut la vreme tema de acasă, deoarece nu s-au aprobat tarife, deoarece este ingerința politicului, practic era foarte dificil atât să contractezi creditul, cât să se deservești acest credit. Iar în acest an, municipiul Chișinău este nevoit să aloce peste 30 de milioane de lei din simplu motiv că noi, în caz contrar, nu putem onora obligația pentru acest credit care a fost contractat. Dar haideți să ne uităm ce se întâmplă la servicii de canalizare. Deci, cele mai mici costuri atunci, cele mai mici în tariful apei, atunci când dumneavoastră plătiți pentru apă 10,59 lei de bani, tariful are două componente. Prima este pentru apă plătit și doi pentru canalizare. Deci în municipiul Chișinău 80% din bani merg pentru apă, iar 19% din bani merg pentru canalizare. Dacă vă uitați atent, este cel mai micuț indicator din Republica Moldova. Noi avem localități unde costurile de canalizare sunt pur și simplu enorme. Nu trebuie să comparăm cu Chișinău cu alte localități, din simplu motiv că Chișinău este un oraș mare, aici numărul de locuitori este foarte mare și din acest motiv este evident că costurile în Chișinău la orice serviciu este cu mult mai mic. Dar în condițiile în care în tarif pentru canalizare sunt introduse 19%, în realitate municipiul Chișinău cheltuie pentru canalizare cu mult mai mult. Uitați-vă în următorul grafic, nu vreau, îmi cer scuze că vă zăpăcesc cu multe cifre astăzi, dar următorul grafic este un tabel. Nu citiți cifrele din mijlocul tabelului, cine vrea după aceasta poate face analiză, dar aș vrea să vă uitați la prima coloană și la ultimul rând. Ultimul rând,
Noi pentru apă, costurile reale ale apă canal sunt de 70%, iar pentru canalizare sunt 30%. Deci în condițiile când în tarif cetățeanul este pus doar 19%, în realitate costurile autorităților sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare, pentru canalizare sunt cu mult mai mari. Și lucrul acesta ne arată că noi de fapt subfinanțăm acest sistem și dacă vă întrebați din ce cauză la noi miroase, de fiecare dată vă recomand să deschideți acest tabel și grafic precedent și veți vedea. Noi nu plătim pur și simplu pentru canalizare. Deci fiecare cetățean din municipiul Chișinău, având iluzia că este fericit că apa în Chișinău este 10,49 lei, în alte localități este cu mult mai scump, să știți că acel 2 sau 3 lei pe care voi nu-i plătiți, toată vara miroase. Deci tot ce avem noi în oraș este rezultatul acestei politici, să zicem, de grijă dubioasă față de cetățean. Iar dacă vă uitați la ultima coloană, vă veți răspunde la întrebarea din ce cauză pierderile de apă sunt peste 30% și din ce cauză un oraș îngodată miroasă. 76% din toți banii pe care îi primește regia de apă sunt utilizate pentru salarizare și doar mai puțin de 9% pentru întreținerea sistemului de exploatare a apei, deci de investiții. Deci, practic, noi nu facem absolut de investiții. Tot ce facem noi cu sistemul nostru de aprovizionare cu apă, suntem bucuroși că l-a fost cândva creat și pur și simplu parazităm pe el fără a ne gândi ce se va întâmpla cu el peste ani de zile. Nu că nu se fac lucruri. S-au contractat credite de la BERT, se încearcă a moderniza acest sistem. Dar banii pe care ai luat, creditele care ai luat, mai ai și datorie să-i întorci înapoi. Dacă nu întoarcem aceste datorii, atunci noi pur și simplu intrăm într-o situație foarte dificilă. În acest an, datorită faptului că tariful a rămas așa cum este, iar noi am luat credit și deja trebuie să ne onorăm obligațiile, municipiul Chișinău a fost nevoit să aloce bani. Dacă nu vor fi întreprinse anumite acțiuni, la iarăși municipiul Chișinău va trebui să aloce bani. Care este recomandarea? Deci nu aș vrea toate culorile acestea negre să finalizați fără ca să nu avem recomandare. Deci tot ce are nevoie Chișinău, apă canal Chișinău și toate celelalte sisteme de aprovizionare cu apă, inclusiv în cadrul legii, să fie introdusă. Noi avem, de fapt, în lege că ANRE-ul va ține cont de politica investițională a fiecărei regii, deci trebuie să existe o politică investițională. Dar această frază trebuie detalizată prin crearea așa numitului fond de dezvoltare sistemului de apă și canalizare. Ce înseamnă acest fond? Deci el trebuie să aibă două obiective. Să atragă resurse financiare și doi, să ocupe cu modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare. Fără a avea acest fond de dezvoltare, noi pur și simplu suntem sortiți ani de zile să mirosim ceea ce mirosim în Chișinău, iar populația din alte localități pur și simplu să nu aibă apă. Care ar fi sursele de bani? Sunt câteva surse. Prima sunt taxa pentru dezvoltare. Deci cel mai important lucru care trebuie să-l înțelegem este că noi trebuie să plătim pentru apă, pentru canalizare și pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Dacă nu vom plăti în fiecare an, trebuie să decidim. Deci asta trebuie anul împreună cu autoritățile publice locale. Trebuie să ne definim pentru fiecare localitate. Spre exemplu, în Chișinău să decide 2 lei, în altă localitate 3 lei. Dacă noi nu vom da acești bani care nu pot fi utilizați, deci să fie interzis acești bani să fie utilizați pentru salarii, pentru cheltuieli curente, pentru alte necesități, deci nu oficii, nu mesă, nu scaune, deci să fie interzis. Deci acești bani trebuie să fie strict colectați și utilizați pentru investiții capitale în tot ce înseamnă renovarea sistemului nostru de aprovizionare cu apă și canalizare. Al doilea sursă. Noi am creat un sistem acest sistem de apă și canalizare de municipiu Chișinău, care după mine este o aglomerație foarte mare, sunt foarte multe active care, să zicem, nu mai avem nevoie de ele. Trebuie iarăși prin lege să nu uităm că pentru a nu pierde aceste active, el este foarte corect că în lege au fost introduse că ele sunt în domeniul public. Ce înseamnă în domeniul public? Că este interzisă vânzarea lor, ceea ce este corect. Însă, trebuie o dată în an sau o dată la 3 ani de zile, autoritățile competente municipale să facă evaluarea tuturor activelor care nu mai sunt necesare în procesul de furnizare a apei și canalizare, să facă licitații de vânzarea lor și atenție, banii să nu intre nici în bugetul municipal, să nu intre nici în bugetul apă canal, ca după aceasta să fie dat la salarii și la nu știu, dar să intre în fondul de dezvoltare. Simplu spus, dacă noi vindem o țeavă veche de care nu avem nevoie, banii pe care îi câștigăm sunt utilizați strict pentru procurarea unei țevi noi.
Următorul este transferul din bugetul de stat și bugetul municipal. Deja în acest an, bugetul municipal a aprobat alocarea la 33 de milioane de lei. De ce eu am pus aceasta ca linie aparte? Atunci când vom avea acest fond de dezvoltare, atunci când noi vom contribui la formarea lui, atunci autoritățile municipale pot aproba și ei un plan de dezvoltare și modernizare sistemului de apă și canalizare, unde, printr-o decizie a autorității municipale, să fie stipulat că timp de 5 ani de zile, anual, va fi alocat, spre exemplu, 30 de milioane de lei din bugetul municipal. De acest lucru, acușa să aflați din ce cauză este important acest lucru. Următorul. Aplicarea de granturi naționale. Noi avem câteva fonduri naționale care sunt direct, pot fi utilizate în atragerea de bani, poate municipiul Chișinău nu atât de tare, dar în alte localități, în special fondul de dezvoltare regională, alte fonduri, care fondul de eficiență energetică. De ce spun fondul de eficiență energetică? Când ar fi de straniu, pierderile de 30, 40, 50% aduc și o risipă de resurse energetice. Și atunci autoritățile locale dintr-un anumit municipiu, dintr-o anumită localitate, pot apela la fondul de eficiență energetică pentru a obține granturi care să le permită lor modernizarea sistemului pentru a economisi bani. Și atragerea de granturi de dezvoltare din străinătate. De ce este nevoie acest lucru? Pentru două instrumente. Primul instrument este ca să faci investiția propriu-zisă, iar cel mai important este să nu uităm că acest fond de acumulare, chiar dacă am pune o taxă care va pentru cetățeni, banii totuși va acumula foarte și foarte lent. Pentru a depăși această problemă este necesar ca să poată contracta împrumuturi. Cum am avut și în cazul Berdului. Însă, fie vorbim de Berd, fie vorbim de altă organizație internațională sau națională, fie discutăm despre faptul că autoritățile municipale din 3 municipii din Republica Moldova vor în prezență emite obligațiuni municipale, noi toate aceste atrageri de finanțare pentru investiții imediate o putem face doar cu garanția unor venituri ulterioare. Care ar fi concluzia? Este în felul următor. Noi avem nevoie să modernizăm sistemul de apă din toată Republica. Noi avem nevoie să modernizăm sistemul de canalizare din toată Republica. În municipiul Chișinău, pur și simplu, sistemul de canalizare și sistemul de epurare a apă este unul care este sub orice limită, orice critică, responsabil de toată aceasta, cât n-ar fi de straniu. Suntem noi, fiecare de noi, din simplu motiv că noi ne plătim pentru acest sistem de canalizare, am arătat foarte clar, costurile sunt cu mult mai mari decât achităm noi. În cazul dat, noi suportăm acest miros și noi putem să spunem cât costă acest miros pentru fiecare de noi, cât noi nu plătim pentru acest miros urât, iar ca să modernizez, nu trebuie să acumulăm bani 10 ani de zile, ca peste 10 ani de zile să modernizăm. Noi putem moderniza acum prin atragere de resurse financiare, iar acest lucru poate avea loc. După cum în 2013 ne s-a spus foarte clar de la toți finanțatorii că noi nu vom accepta să finanțăm niciun sistem de aprovizionare cu apă din Republica Moldova până nu vom primi garantarea că tariful va permite întoarcerea înapoi a banilor, exact ce acum, deci noi nu vom putea să atragem bani dacă nu vom garanta că banii vor veni înapoi. Garanția care am dat-o noi în 2013 și de fapt s-a adeverit neadevărat în sensul că chiar dacă am aprobat legea, chiar dacă am aprobat tarife, în prezent avem o dificultate în acumularea de bani și întoarcerea creditului deja contractat în municipiul Chișinău, nu mai vorbesc de restul Republicii, iar dacă ar fi creat acest fond de dezvoltare a sistemului de apă și canalizare, unde banii lui prin lege va fi o prohibiție de utilizare contrar destinațiilor, iar destinația va fi sau investiții, sau întoarcerea împrumuturilor luate strict pentru investiții, noi în acest fel am putea să oferim această garanție investitorilor, iar localitățile noastre s-ar putea bucura de bani pentru modernizarea sistemului de apă și canalizare. Asta am vrut să o spun astăzi. Republica Moldova, cred că la 30 de ani de maturitate după independență, merită să înceapă a gândi în direcția modernizării și eficientizării sistemului său de apă și canalizare, iar cetățenii Republicii Moldova în secolul 21 chiar nu merită să meargă afară atunci când au nevoie, neavând un sistem de canalizare în casă, cum se întâmplă în sate. Cetățenii Republicii Moldova, unei capitale care pretinde că este europeană, merită vara să răsufle cu aer curat, dar nu cu aerul care îl avem noi. Vă mulțumesc, până data viitoare, cum vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru societate.